Posso usare la Moș Crăciun cu plete d-albe. Nu există Moș Crăciun. Dar de unde știi? Mi-a spus tata. Tatăl tău nu știe. Mama mi-a spus că există Moș Crăciun. Și tu știi bine că mamele au tot timpul dreptate. Tata a citit despre un copil care s-a născut cu părinți deosebit. Povești! Casandra, tu ce zici? Nu știu, dar îl puteți întreba pe doamna. Ea tot timpul ne strică. Vreți? Da! Doamna Moni, doriți? Îl sărbătorește pe moșul de Crăciun. Dar știu că mi-a zis că anul trecut, că altcineva e motivul sărbătorii. Dar am uitat. Ne puteți spune care-i povestea primului Crăciun? Da, Casandra, ba mai mult de atât. Am invitat alături de noi oameni care au fost la primul Crăciun și știu cu exactitate ce s-a întâmplat. Îi las să se prezinte. Eu sunt Luca, doctorul Luca, fiindcă atât de mult s-a apucat să alcătuiască o istorie și am muncit. Deci locurile care s-au întâmplat pentru noi acum 2000 de ani. După cum ni le-am încredințat, cei ce le-am văzut cu ochii lor de la început și au ajuns la istoria Cuvântului. Să știți că am găsit și eu cu care pe aliasă biserică din Turca după ce am făcut cercetări cu diamantul și bătutul acestor lucruri de la originea lor. Să vă spun povestea primului Crăciun. Iar eu sunt Matei, cel care relatează cel mai exact povestea primului Crăciun. Iartă-mă că intervința noastră exact nu ai goate compație, ci mai exact decât exact. Dacă nu știa, eu folosesc greșelile pentru a capta atenția oamenilor revenind. Să știți că de la Avram până la David sunt 11 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. De la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus a fost așa. Mama mea, Iepa Maria, a fost venită cu ea. S-a arătat și arătat una, a fost arătat un copul. Eu sunt Iosef, vreau un bărbat de pihănit și nu vreau să fac de sine până am să părăsesc prea scurt. Dar un vis, un înger mi-a zis. Iosef, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria nevastă, căci ce s-a zămesli în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prologul care zice: Iată, Fecioarul va fi însărcinată și va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a născut Iisus, numai un pic, ce-a scăpat ceva. Imposibil, sunt apostolul detalii. Ce mai întâmplă și la casă, Marita, de Elisabeta și de Zaharia. Ai dreptate, dar știu că ai scris tu. În zilele lui Iod, împăratul Iudeii, împărat numit Zaharia, din cetatea lui Abia. Nevasta era din fetele lui Aon și o chema Elisabeta. Numele meu este Elisabeta, soțul meu era preot. Eram neprihănit și cu frică de Dumnezeu. Eram foarte frustrat, dar ne credeam în Dumnezeu. Nu aveam copii,
dar printr-un cer am aflat că vom avea un băiat, Ioan. Zaharia nu a crezut până în clipa care s-au întâmplat aceste lucruri, pentru că n-a crezut cuvintele îngerului. După cum îngerul a spus, am avut un fiu care peste ani a pregătit calea celui care s-a născut în Ezle. Zaharia nu a vorbit până în clipa care prorocia s-a primit. Acesta a fost un semn clar că acest copil făcea parte din planul lui Dumnezeu. Acum poți să zici și de magi. După ce s-a născut Iisus în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărirea Ierusalim. Magii au călătorit multe zile și au crezut că Iisus s-a născut într-un palat, dar după ce s-au întâlnit cu Irod, și-au dat seama că nu sunt în locul cel bun. Și urmărind steaua, au ajuns în locul unde era pruncul. Când a venit pruncul, Maria s-a băgat cu fașa și a uitat, s-au deschis cristările, s-au adus darul. Au spus. Cine primul Crăciun s-a primit cadou? Ba da, da, aceste cadouri au speciale. Au simbolizat că Iisus era rege. Tămâia a fost adusă ca și unui mare preot. Iar smirna simboliza moartea și vierea lui Iisus, 20 de ani mai târziu. Noi eram niște păstori în povestea primului Crăciun. Ba da, ei erau pe câmpul și păsteau turmele, o mulțime de îngeri au cântat. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii, păstorii și-au dus ei la Betleem să vadă pruncul. Și ce dă eu? Nimic. Dumnezeu, eu acolo am făcut cadouri. De fapt, păstorii i-au dăruit cel mai de preț cadou propriu Iisus, inima lor. Inima lor? Da, Biblia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. El e motivul pentru care dăruim și primim cadouri. Iisus s-a născut într-o iezle și este darul lui Dumnezeu pentru noi. Iar noi putem să-i dăruim inima noastră. Nu avem nici aur, nici smirnă, nici tămâie. Cine vrea ca de acest Crăciun să se nască Iisus în inima lui? Sunt destul de multe argumente ca să crezi că Iisus e motivul sărbătorii. E adevărat, dar doamna, mai am o întrebare. De ce este nevoie ca pruncul Iisus să se nască în inima mea? Pentru că El a creat inima mea, a ta și a tuturor oamenilor. El ne-a creat, chiar salmistul afirmă. Trupul meu nu era ascuns de tine. Când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele pe care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Înainte ca părinții să ne vadă la ecograf, Dumnezeu ne vedea. Nu așa că e tare. Ba da, dar inima noastră, dacă a fost creată de cineva, asta înseamnă că nu s-a născut ca să trăiască și să moară la voia întâmplării.
are nevoie de cel care a creat, am înțeles bine? Da, ești pe drumul cel bun, dar inima noastră, dacă a fost creată de Dumnezeu, dacă El a gândit-o, de ce ar avea nevoie de Iisus? Păcatul, Adam și Eva au fost în Eden și au fost ispitiți de șarpele care e Satan. Păcatul i-a despărțit de Dumnezeu și au fost dați afară din rai. Dar Dumnezeu mi-a iubit și l-a dat pe Iisus ca să ne ierte nouă păcatele. Inima noastră, fără ca Iisus să se nască în ea, e o inimă certată cu Dumnezeu din cauza păcatului care e în ea. Vai, dar eu nu vreau asta. Eu vreau ca inima mea să fie curată. Și eu vreau să-L găsim pe Iisus în ea, dar cum putem să-L găsim pe drum? Tu nu știi că Biblia spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Atunci e simplu, la fel ca magica păstorii, trebuie să-L căutăm pe Iisus, ca să se nască în inima mea, să o curețe și să fie după placul Lui. Ca toți împreună să zicem, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui, Iisus s-a născut! Și să